Maria Olguca Vasilescu-l face praf pe Klaus Iohannis, mesaj ferm pentru subliniere ful statului. Ministrul Muncii, Maria Olguca Vasilescu, lansează un nou atac dur la adresa lui Klaus Iohannis. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Vasilescu a avut un mesaj ferm sublinierei CETRE subliniere F-ul statului. Ministrul spune ce nu va mai merge, sub nicio formă, la Cotroceni pentru o altă întâlnire cu Iohannis. În cadrul privat a fost foarte în regulă ca sublinierei persoan. Se scoat stenogramele de la discuții. E total diferit în privat fac de atunci când e pe biciclet. Nu vede un motiv pentru care ar trebui să ne cheme. Are suficienți consilieri la Cotroceni care să îi explice. Nu are de ce să fac mediere între noi sublinierei vreo instituție sau între noi sublinierei sindicate. Noi trebuia să nu ie sublinierei din deficitul de 3 anul trecut sublinierei am reu subliniere IT, a spus Vasilescu.